Deci, iată, sunt chiar din nou în emisie și facem al treilea reportaj cu profesori universitari, trădători de neam și țară în România, deci prototipul ar fi Teodor Plicupianu. Am arătat, deci, cum fuseseră selecționați din familii cu înalt potențial de înaltă trădare, se putea vedea asta, se poate vedea numai după codul genetic, după anumiți marcări. Acum acești profesori universitari declasați complet umblă după marcări, din păcate chimia tot avansează, trebuie alți marcări, se poate merge pe urmele lor să vadă praf, pe unde au fost ei, înainte de a-și pune marcări, deci efectiv declasați complet. Am arătat numai asta, deci cum nu au susținut mobilarea corectă a camerelor de cămin, nu au susținut, să spunem, construcția completă a camerelor de cămin, să spunem, îndeplinătatea facultăților lor mentale, erau când erau asistenți, deci un prototip este Teodor Precupianu, deci profesor criminal, declasat, analfabet, degenerat, care nu știa materia de liceu. Când îi iei acum la întrebări, tot îți spun că au stat între cărți, au făcut afaceri cu cărți, au făcut afaceri cu cărți, deci au adus cărți slabi din străinătate. Aici au ars cărți, cum am arătat în niște reportaje anterioare, nu au făcut recenzii, s-ascundeau mereu după politic. Deci după politic s-au ascuns, mereu, înainte se ascundeau extrem de bine după scutul dur al comunismului și impenetrabil, să spunem acum, căutau să se ascundă din nou după liberali, după țărăniști, după diferite instituții din astea mai duri, după procurori, după oameni, să spunem, din serie I, profesori declasați complet. O să spuneți că nu a mai fost niciodată o situație așa, o fost o situație așa, deci când au fost dați afară nenumărați profesori universitari, deci în 1940, după căderea Franței și după rapturile teritoriale, deci după ce s-a luat Basarabia și o parte din Ardeal. Deci ăștia sunt profesori universitari din România, se vede acum dezastru. Deci, practic, nu, industria e pierdută complet, sunt câteva atelieri, răzleții. Te sfătuiește să treci cumva la munca câmpului și cu elemente corupte din armată, să dai la stat, spun de o lovitură militară de stat. Astea sunt, deci, ăsta a fost capul României, deci profesori universitari complet degenerați, spioni declasați, criminale. Am arătat cum Teodor Precupean este implicat în dispariții de muncitoare aici în Iași, implicat în rețele de prostituție. Ăsta este prototipul profesorului universitar din România, cu minciunile lor sfruntate, elemente complet degenerate, subculturale și subumane.